la știri, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu o informație de ultim moment și vorbim despre o aeronavă Tarom care circula pe ruta München-Sibiu și care ar fi trebuit să aterizeze la destinație după orele 13. A fost direcționată direct către aeroportul Otopeni și asta din cauza unor probleme tehnice. Cu detalii vine colega mea, Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi, ce s-a întâmplat cu pasagerii și dacă au fost remediate aceste probleme tehnice? Ce știi? Bun găsit! În aceste momente vorbim despre 81 de pasageri care se aflau la bord și aeronava nu a mai aterizat la Sibiu așa cum ar fi trebuit. A venit direct în capitală din cauza acestor defecțiuni tehnice. Practic a fost nevoie de o scurtare a drumului. Așa cum spuneam, 81 de pasageri la bord. Dintre aceștia, cei care ar fi trebuit să ajungă la Sibiu vor fi luați cu un alt zbor programat în scurt timp, în aproximativ 50 de minute, un zbor spre Cluj însă, iar de acolo vor fi transportați cu autocarul către Sibiu. Așadar, iată că pentru pasagerii din Sibiu sunt probleme, întrucât cu siguranță în cazul acestora apar întârzieri la destinație. Iată așadar că vorbim din nou despre probleme tehnice în cazul aeronavelor companiei Tarom. Știm că astfel de probleme tehnice apar periodic. Gabriela, să înțelegem că această cursă nu a fost afectată în cele din urmă, iar problema pasagerilor, și mă refer aici la destinația lor finală Sibiu, va fi rezolvată întrucât aceștia vor fi transportați cu autocarul, nu, până la Sibiu, de la Otopeni. Da, sigur vor fi transportați cu autocarul, însă de pe aeroportul din Cluj, acestea vor fi vor merge cu o altă aeronavă Tarom care va pleca din București către Cluj, iar de acolo vor pleca cu autocarul în Sibiu, cel puțin reprezentanții companiei Tarom spun că le asigură această călătorie, pentru ca în cele din urmă cei care ar fi trebuit să ajungă la Sibiu să ajungă și la destinație. Cei drept nu s-au înregistrat foarte multe probleme. Într-adevăr vorbim despre o defecțiune tehnică, însă tocmai pentru a evita orice fel de problemă, aeronava care ar fi trebuit mai întâi să ajungă la Cluj a aterizat pe aeroportul Otopeni fără a mai ajunge la Sibiu. Mulțumesc foarte mult, Gabriela, pentru aceste precizări. Așadar, pasagerii cursei Tarom care veneau de la München și ar fi trebuit să aterizeze la Sibiu au aterizat până la urmă pe aeroportul Otopeni și asta din cauza unor probleme de natură tehnică înregistrate la bordul avionului. Pasagerii vor fi transportați în cele din urmă de la Otopeni la Sibiu cu autocarul. Și mergem mai departe cu o altă informație de ultim moment, de această dată de natură politică. Războiul dintre Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu, bine, nu s-a încheiat, cu toate că foarte mulți eram tentați să credem acest lucru. Fostul premier este din nou la rampă și face o serie de acuzații la adresa liderului PSD. Despre ce este vorba, ne spune chiar acum colega mea, Alina Sorocean. Te ascultăm, Alina. Bun găsit, Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj prin care aduce mai multe acuze la adresa lui Liviu Dragnea. Menține că acesta a provocat o criză politică luna trecută, iar aceasta a avut mai multe efecte negative. Ultima licitație pentru titlurile de stat cu cadență la 10 ani s-a închis la dobândă de 3,98, spune Sorin Grindeanu, adică din cauza deciziei unui singur om, toți românii vor pierde, toți vor scoate din buzunar mai mulți bani pentru dobânzi mai mari, susține Sorin Grindeanu. Iată că românii au de suferit de pe urma întregului scandal legat de schimbarea guvernului Sorin Grindeanu. Cât despre informațiile apărute în presă legate de posibilele întâlniri între Sorin Grindeanu și colegi sau prieteni din PSD, fostul premier confirmă că informațiile sunt adevărate, susține că are în continuare foarte multe discuții, întâlniri cu colegi din Timiș, Telorman sau Giurgiu, pentru că este și va rămâne PSD-ist, susține Sorin Grindeanu, și este preocupat de viitorul partidului din care face parte de 21 de ani. Iată așadar un
o reacție care a venit astăzi din partea lui Sorin Grindeanu, după alte mesaje extrem de importante pe care acesta nu a încetat să le transmită chiar și după ce și-a încetat mandatul la Palatul Victoria. Mulțumesc, Carina, pentru această precizare. Așadar, Sorin Grindeanu tulbură apele în PSD și trage un semnal de alarmă în privința guvernării. Fostul premier a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj extrem de dur la adresa președintelui PSD Liviu Dragnea, în care, așa cum vă spuneam, critică programul de guvernare, care acum este aproape modificat zilnic pe aici pe acolo prin părțile esențiale, spune Sorin Grindeanu. De asemenea, fostul premier confirmă în mesajul său că se întâlnește cu oameni din PSD, atât din Timiș, cât și din Telorman sau Giurgiu, și că va face acest lucru și pe viitor. Mergem mai departe. Și o nouă lovitură pentru Liviu Dragnea. Procurorii DNA au extins ancheta în cazul firmei Teldrum după dezvăluirile făcute de jurnaliștii de la Rise Project. Procurorii s-au sesizat din oficiu în urmă cu o săptămână. Liviu Dragnea a susținut însă că nu are nicio legătură cu firma de construcții din Telorman. Între timp însă, fosta soție a lui Dragnea, Bombonica Prodana, a fost deja audiată de procurori în acest caz. La DNA este așteptat să ajungă în zilele următoare și Liviu Dragnea. Procurorii DNA au anunțat că au început urmărirea penală in rem pentru infracțiuni asimilate corupției în legătură cu alte aspecte din investigația Rise Project. Aceștia au publicat în urmă cu o săptămână un raport clasificat al celebrului serviciu 2 și un sfert. Ofițerii DGPI susțineau că Teldrum a fost preluată fraudulos de Liviu Dragnea de la stat. Apoi, timp de peste un deceniu, acesta și-a atribuit majoritatea contractelor publice de asfaltare și de zăpezire prin intermediul unor licitații trucate, iar unele dintre lucrări ar fi fost fictive. De partea cealaltă, liderul PSD susține că nu are nicio legătură cu firma din Teleorman. Nu am acționat Teldrum, nu sunt nici în spatele, nici în față, nici în stânga, nici în dreapta acestei societăți. O mare parte din ceea ce se spune în acele hârtii sunt aspecte deja cercetate de-a lungul anilor. În ciuda faptului că Dragnea s-a delimitat întotdeauna de controversata firmă Teldrum, documentul îl identifică pe liderul PSD ca fiind deținătorul majoritar al acțiunilor la purtător de la firmă. Una dintre cele mai interesante părți ale notei secrete o reprezintă relația dintre Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, adică tandemul politic care guvernează țara. În 2005, Tăriceanu, care la vremea aceea era premier, i-ar fi dat președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea, 257 de miliarde de lei. Banii ar fi fost dați pentru repararea unui pod construit de Teldrum și care a fost spulberat de inundații. Lucrarea a fost însă una fictivă. Este ca la Radio Erevan, deci dincolo de faptul că sunt niște minciuni scrise de niște proști, în 2005 eu eram președintele Consiliului Județean, i-a și spus domnul Tăriceanu chiar acum. I-am adus aminte, de fapt, nu ne cunoșteam. A fost singurul pod luat de ape din România care n-a fost finanțat de guvernul Alianței DA. Liviu Dragnea a contestat și informațiile privind afacerile sale în Brazilia și a dat vina pe George Soros pentru acuzațiile apărute la adresa sa. N-am spus niciodată că am mers în această țară. Mai fac o precizare, am avut îndrăzneala și să merg și în alte țări. Nici lucrul ăsta nu l-am ascuns. N-am transferat bani în Brazilia, n-am transferat bani în nicio altă țară. N-am făcut afaceri în Brazilia, am mers de obicei în niște state pescărești pentru că am acest hobby cu pescuitul. Mihai Tudose s-a întâlnit la Bruxelles cu președintele Consiliului European Donald Tusk, dar și cu liderul Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Este prima vizită externă în calitate de premier al lui Tudose. Acesta a avut întrevederi la Bruxelles și cu președintele Parlamentului European sau cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Suntem pregătiți să creștem calitativ prezența României la nivelul instituțiilor europene și să contribuim la consolidarea proiectului european, inclusiv din perspectiva responsabilității pe care ne vom asuma în primul semestru al anului 2019, în primul mandat românesc la președinția Consiliului Uniunii Europene, a declarat premierul. Moda acțiunilor trecute la purtător devine tot mai populară în Telorman. Potrivit celor de la Profit.ro, fiul lui Liviu Dragnea a decis să treacă ferma de porci din Salcea de la acțiuni nominative la acțiuni la purtător, care nu includ elementele de identificare ale titularului. Această metodă este folosită și în cadrul firmei de construcții Teldrum. Dragnea Junior controlează mai multe firme, printre care și firma Salcia S.A. Acum, el a decis ca valoarea nominală a acțiunilor existente în firma sa să fie ridicată de la doar 2,5 lei la 9.000 de lei pe acțiune, iar acțiunile nominative să fie transformate în acțiuni la purtător. Ferma cu 240 de angajați a înregistrat în 2015 un profit de aproape 90.000 de lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane de lei. Anul trecut, ferma a avut afaceri de 34 de milioane de lei și un profit net de 52.000 de lei. Potrivit speculației
știrilor din presă, aceeași tehnică este folosită și de Liviu Dragnea, care astfel controlează din urmă, prin acțiuni la purtător, firma Teldrum S.A. Nu am nicio acțiune la purtător, la nicio societate. Și m-am interesat în ultimele zile ca să înțeleg și eu cum e cu aceste acțiuni la purtător. Am auzit tot felul de aberații. Și mi-au explicat specialiști, cel puțin în România, nimeni nu poate să aibă niște acțiuni să le țină ascunse. Ferma de porci din Teleorman a ajuns de la Teldrum S.A. în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea în aprilie 2014. Vreme la extreme în aceste zile, în timp ce sudul țării este afectat de caniculă, în centru și nord se anunță furtuni. Meteorologii au emis astăzi o informare de vreme rea valabilă începând de mâine. Rodica Tilică ne aduce mai multe detalii. Chiar dacă în continuare astăzi ne aflăm sub incidența codului galben de caniculă, iată că mâine, începând cu orele prânzului, mai exact începând cu orele 12 și până joi seara, la orele 23, vom avea parte de perioade în care instabilitatea atmosferică va fi una foarte accentuată. Vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii, dar și grindină, iar cantitățile acumulate vor depăși local 20-25 de litri pe metrul pătrat și izolat 35-45 de litri pe metrul pătrat. Ploile vor fi prezente în nordul, estul și centrul țării, precum și în zona montană, iar în noaptea de miercuri spre joi, mai ales în regiunile vestice. Așadar, joi, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată în nordul, centrul și vestul țării. Oamenii legii sunt în alertă și încearcă să dea de urmă unui bărbat care a dat spargere la un hotel de pe litoral. Și un constanțean s-a implicat și oferă o recompensă de 2500 de lei pentru cel care îl ajută la identificarea și prinderea individului care a pătruns în complexul hotelier din nordul stațiunii Mamaia și a furat telefonul unui copil. Făptașul a fost surprins de camerele de supraveghere ale complexului. Pe imagini se observă cum suspectul intră în incinta hotelului prin parcare, pe jos și circulă nestingherit pe terasă, în grădină, la piscină și apoi pe holurile complexului. În plin scandal, după ce a refuzat de trei ori să se prezinte la Comisia de Anchetă a Alegerilor din 2009, Laura Codruța Kövesi are în continuare parte de un sprijin important. Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că este mulțumit de activitatea procurorului șef al DNA. Președintele României, numai departe de ultima conferință de presă, la care știu că ați fost cu toții prezenți, a primit o întrebare tocmai despre acest subiect și vă amintesc încă o dată evaluarea domnului președinte, faptul că este foarte mulțumit de activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție. Mai mult de atât, nu există comentarii suplimentare. Vorbiți desigur despre acțiunile unor alte instituții care au dreptul să acționeze constituțional, dar din acest punct de vedere, administrația prezidențială nu are alte lucruri de adăugat. Cristian Băuranu face din nou valuri în presa de cancan, cum a ieșit iarăși în evidență fostul deputat, aflați mai târziu. Cifră îngrijorătoare, după 7 luni de guvernare PSD, rata inflației a urcat în iunie la 0,9%, nivelul maxim al ultimilor 2 ani, anunță Institutul Național de Statistică. În plus, prețurile de consum au crescut în luna iunie față de luna mai. Românii au dat mai puțin bani pe mâncare în ultimele 2 luni. Potrivit datelor INSE, alimentele s-au ieftinit cu 0,18% față de luna mai, în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 0,07% și prețurile serviciilor au crescut cu 0,33%. Oamenii au dat în schimb mai mulți bani pentru biletele de avion, pentru țigări, dar și pentru fructe. Astfel că în doar 2 luni prețurile au crescut cu peste 11%. La polul opus, cele mai mari ieftiniri s-au înregistrat în iunie la cartofi, legume și combustibili. În luna mai, rata anuală a inflației a fost de 0,64%. Datele INSE arată că prețurile de consum au crescut în iunie în medie cu 0,04% față de luna mai. La finalul anului trecut, rata anuală a inflației a fost de minus 0,5%. Este al doilea an la rând în care rata anuală a inflației a înregistrat valori negative. În ultima prognoză, Banca Națională a României estimează că rata anuală a inflației va ajunge la 1,6% până la sfârșitul anului. O catastrofă precum cea de la Grenfell Tower poate avea loc oricând și în țara noastră. Specialiștii din România susțin că majoritatea clădirilor au fost învelopate cu polistiren, un material extrem de inflamabil. Avem aici, spre exemplu, principale materiale care pot să ardă din cadrul unei termosisteme. Este vorba de placa termoizolantă, da? Și de plasa
de armare care intră în componența tencuielică. Iată, spre exemplu, un material, un polistiren ignifug, iată, sub efectul flăcării, vedeți, nu arde, nu se vede flacăra, el se topește pur și simplu, nu dezvoltă fum. Polistirenul este materialul cu care au fost învelopate toate blocurile din capitală. Un material care este extrem de eficient ca termoizolant, dar care poate să și ardă foarte ușor dacă nu este tratat special. Armătura care compune, intră în componența tencuielii și protejează polistirenul, trebuie să fie din fibră de sticlă și sub efectul flăcării nu se aprinde. Materialele care se folosesc pentru reabilitarea termică a clădirilor, normativele comunității europene prevăd să fie materiale incombustibile. Ele nu trebuie să ardă deloc. Da? Punând flacăra pe ele, să nu dezvolte picături arzunte și nici fum toxic. Cu toate acestea, pericolul nu dispare. Se pot comercializa termoizolații, că la ele vreți să ne referim, care nu sunt combustibile sau care au clasă de combustibilitate redusă. Acum, cine urmărește lucrarea, trebuie să fie atent ca, în primul rând, pe eticheta materialului, pe ambalaj, să prevadă clasa de siguranță la foc, cel puțin A0, da? SD1, pe de altă parte, să fie atent ca să testeze materialele. Fațadele incendiate dezvoltă foarte mult fum care invadează și locuințele oamenilor. Astfel, evacuarea lor, mai ales din blocurile vechi, devine dificilă. Acestea nu au scări exterioare, așa că singura salvare, dacă holul blocului este incendiat, rămân pompierii care să evacueze oamenii pe ferestre. O clădire de locuit, cu cât este mai înaltă, în primă fază luăm în calcul faptul că în acea clădire de locuit se află foarte mulți oameni. Și totodată luăm în calcul și faptul că pe casa scării se propagă cu repeziciune fum care poate inunda apartamentele de la etajele superioare. Lucru care pune în dificultate intervenția pompierilor. Dezvoltatorii imobiliari spun că ei nu verifică niciodată materialele cumpărate. Incendiul care a cuprins fațada clădirii Grenfell din Londra a fost unul care s-a extins fulgerător. Este ipoteza anchetatorilor care sunt de părere că materialele folosite la izolarea termică a construcției au ajutat la propagarea focului. S-ar fi folosit polietilenă ca strat intermediar, un material foarte inflamabil. Flăcările ucigașe au lăsat în urmă cel puțin 17 morți și 74 de răniți. Percheziții făcute de mascați la un clan mafiot, 46 de persoane care acționau pe raza a 7 județe au fost ridicate de oamenii legii. Acestea sunt acuzate că făceau trafic de persoane. Clanul își desfășoară activitatea și în Germania, Marea Britanie și Irlanda, unde aduceau tinere, chiar și minore, pe care le amenințau și le forțau să se prostitueze. Până în acest moment, în urma perchezițiilor, au fost ridicați 90.000 de lei, 9.500 de euro, telefoane mobile, laptopuri și documente. Președintele României preferă să stea pe tușă și să lase facțiunile din PSD să-și rezolve problemele interne. Mai mult, Klaus Iohannis dă undă verde liderilor socialdemocrați să verifice dacă renumitul program de guvernare este parcurs corect. Președintele României și în legătură cu acest subiect a fost foarte clar, a făcut apel la responsabilitate, este nevoie de responsabilitate, este nevoie de stabilitate, este nevoie de urmărirea unui traseu pe care să-l înțeleagă și să-l cunoască toată lumea. O evaluare a guvernului va fi comunicată de către domnul președinte la momentul potrivit. Deocamdată să sperăm că a fost auzit. Și înțeles apelul făcut de domnul președinte, este dreptul coaliției care susține guvernul să facă astfel de evaluări și până la urmă este și responsabilitatea acestor partide să se asigure că acel renumit program de guvernare este pus în practică de guvernul pe care îl susțin. Caz șocant la bacalaureat, un elev din Târgu Jiu a promovat examenul după ce a fost notat cu 2,29 în prima fază. Adolescentul a făcut însă contestație și a primit o notă cu aproape 5 puncte mai mare. Acum, profesorii care au corectat prima dată lucrarea ar putea fi sancționați. Ionel a absolvit liceul energetic din Târgu Jiu, iar în momentul în care s-au afișat rezultatele la examenul de bacalaureat, a simțit cum pământul i-a fugit de sub picioare. Visul său de a ajunge student la Academia de Pompieri s-a transformat într-un coșmar. Nota obținută la matematică i se părea ireală. Inițial, la matematică obținusem nota 2,95. M-am hotărât să fac contestație. Iar rezultatul a fost cel așteptat. Profesorii reexaminatori i-au acordat 4,65 puncte în plus, iar nota finală a devenit 7,60 de sutim. Inițial aveam încredere în mine că e clar că voi reuși mai departe, că e imposibil să iau nota aceea foarte mică și am avut foarte mare încredere și inițial am vrut să merg la o altă facultate.
După ce am văzut rezultatele, m-am răzgândit. Profesorii tânărului speră că totul să fi fost o eroare tehnică și nu una de interpretare a lucrării în diferența dintre cele două note. O zi de ieri fericită pentru liceul nostru. Îl cunosc personal pe acest copil, am avut 4 ani la ora de curs, la clasă. Au fost niște momente cumplite, pentru, în primul rând pentru el, pentru părinți, pentru familie, pentru cunoscuți, pentru prieteni, dar e bine că în sfârșit s-a făcut dreptate. Regulamentul prevede că în cazul în care o lucrare recorectată primește în plus 1,5 puncte, profesorului care a corectat inițial lucrarea îi se interzice participarea la orice fel de comisie pentru următorii 5 ani. Este o situație de nedorit. Ce vreau să subliniez este că acest rezultat final este realitatea, deoarece corectura a urmat etapele prevăzute de metodologie, lucrarea a fost resigilată, dusă într-un alt centru zonal de evaluare, evaluată de 2 profesori. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, la nivel național, numărul promovărilor în urma contestațiilor a crescut cu 1,5% de la 91.754 la 93.640 după rezolvarea contestațiilor. O familie din județul Olt a venit pe piață cu un produs vedetă. Familia Păunel crește în ferma de la Pleșoiu vinete pestrițe. Săracen uleiuri și cu un gust deosebit, legumele se bucură de un mare succes pe piața autohtonă. Producătorul spune că prima recoltă s-a vândut ca pâinea caldă, iar românii sunt foarte încântați. Pe lângă beneficiile multiple pentru sănătate și aspectul atractiv, prețul ceva mai piperat nici nu mai contează, spun cumpărătorii. Trebuie să spunem că avem o carne oltenească de Pleșoiu, pe grătar, mai ales pentru dumneavoastră, doamne, sau pentru cei care vor să țină cură. Vâneta pestriță este leguma minune care face concurență puternică oricărei fripturi. Plină de vitamine, gustoasă, dar fără să vă îngroașe talia, acest produs se cultivă acum intens în județul Olt. Fermierii și-au pus toate speranțele în succesul vânzării acestui produs în magazine sau piețe. Mai ales că vâneta pestriță este o replică fidelă a surorii ei din Olanda. Este hrănitoare și are un aspect inedit. Prețul este și el unul deosebit, 6 lei kilogramul, dublu față de cel al suratelor obișnuite de pe tarabe. Fac parte din familia legumelor speciale, ele au un gust foarte fin, un miez foarte alb și vă pot și demonstra acest lucru în comparație cu celelalte tipuri de vinete. Nu au semințe, da, și gustul este deosebit. În primul rând, nu au foarte multe uleiuri, nu acceptă foarte mult ulei atunci la preparare. Pe grătar au un gust deosebit, în sensul că pot fi comparate cu ciupercile, deci pentru vegetarieni sau pentru cei care vor să renunțe la carne pe grătar și vor să mănânce o vânătă, sunt foarte, foarte indicate. Oltenii au înțeles imediat că reclama este sufletul comerțului și vor să afle o țară întreagă despre produsul minune cultivat în județul lor. 10 kilograme mai multe față de celelalte. Nu neapărat pentru vedete, pentru oameni politici, pentru toată lumea. Ziua de 11 iulie are o dublă semnificație istorică pentru țara noastră. În urmă cu 100 de ani, Armata României câștiga bătălia de la Mărăști împotriva forțelor puterilor centrale. Peste 1400 de soldați români și-au pierdut atunci viața. În amintirea faptelor lor de eroism, militarii de la poligoanele de instrucție din Cincu, Smârdan și Babadag au tras în aer mai multe salve de artilerie. Pentru gloria de plină, pentru cei care acum... Măreștilor, salve! 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 Foc! 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 Militarii forțelor terestre sub comanda Diviziei 2 Infanterie Jetică, aflați în poligoanele de instrucție din Cincu, Smârdan și Babadag, au marcat împlinirea 100 de ani de la începerea bătăliei de la Mărești. Activitatea a fost dedicată centenarului primului război mondial. Marți dimineață, de la ora 3:50 de minute, militarii regimentului 52 Artilerie Mixtă au executat salve de artilerie în amintirea faptelor de eroism ale înaintașilor care acum un secol, la 11 iulie 1917, declanșau la Mărești, printr-un puternic bombardament de artilerie, ofensiva împotriva forțelor comandate de feldmareșalul August von Mackensen. Bătălia de la Mărești a fost prima mare victorie din istoria Armatei României, plătită cu prețul a 1469 de morți și 3052 de răniți. Ofensiva de la Mărești s-a încheiat pe 19 iulie. Armata a doua a fost condusă de generalul Alexandru Averescu, înălțat ulterior la gradul de mareșal.
Vreme călduroasă în sudul țării, cu maxime care vor atinge chiar și 37 de grade Celsius în lunca Dunării. Asta anunță meteorologii pentru ziua de mâine. Însă toate datele despre vreme le aflați chiar acum din rubrica Meteo. La noapte cerul va fi variabil, cu norări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în primele ore ale nopții în centrul și nord-estul țării, precum și la munte. Vor fi posibile vijelii, căderi de grindină și cantități de apă mai mari de 15-20 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade. Mâine, în regiunile sud-vestice, sudice și de sud-vest, vremea se va menține călduroasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 35 de grade, mai ridicate în lunca Dunării până în jurul la 37 de grade. În jumătatea de nord a țării, la deal și la munte, vor fi norări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse și cu caracter torențial frecvente, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși izolat 35-45 de litri pe metrul pătrat și va cădea grindină. În capitală, vremea va fi caniculară, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, cerul va fi variabil, cu norări spre seară și în primele ore ale nopții, când vor fi condiții de averse, descărcări electrice și intensificări de vânt. Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 26 de grade, temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade. La munte, vremea va fi în general instabilă, vor fi norări temporar accentuate și mai ales după amiaza și seara vor fi averse și cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, care vor lua și aspect de vijelie. Doamnelor, domnilor, știrile au ajuns la final. Urmează să se întâmple acum cu Tudor Barbu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți!